pompieri care acum 4 luni au decedat în timp ce stingeau un incendiu în orașul Telenești au fost decorați post-mortem cu Ordinul Credință Patriei. Distințiile au fost înmânate rudelor. Cu medalia pentru vitejie s-a ales și unul dintre pompierii care au fost răniți în urma răspândirii flăcărilor. Pentru îndeplinirea irăcoșabilă a datoriei de serviciu și sacrificiul manifestat la lichidarea unui incendiu, s-a conferit Ordinul Credință Patriei, clasa 1, regretatului Nicolae Popa. Distinția se transmite tatălui persoanei decorate. Tatăl lui Nicolae Popa, pompierul în vârstă de 21 de ani, care în noaptea de 25 noiembrie 2014 a murit la datorie și a stăpânit cu greu emoțiile. Era singurul său copil după ce a mai pierdut înainte alți doi. El nu-i fiind său. Să uite la dansă, da, mă? Zăi de mie și mai mirita mă la dansă. Îi pune acolo ca pamint la un costum acolo lui. Când m-a pe dâns, l-am avut la urmă și... La reședința de stat a venit și fratele pompierului Gheorgheșova, tânărul în vârstă de 24 de ani, care la fel nu a reușit să iasă din magazinul cuprins de flăcările uriașe. Am vrut să vin și eu, să vii și el cu mine, adică să vin eu cu el, mai bine zis. Să primim un grad sau un orden sau o decorație. Alții spun că timpul lecuiește rana, dar la mine altfel, din contră, mai tare mi-e dor, mai tare vreau să-l văd, mi-e mai tare greu. Cu atât mai mult se apropie sărbătoarea de Paști, care poate cu el trebuie să fim la tatăl nostru la mormânt, ca în tot anul. Cu ordinul pentru vitejie s-a ales și Boris Iliescu, unul dintre pompierii care în urma incendiului devastator a fost rănit. Pompierul spune că nu va uita vreodată calvarul prin care a trecut, dar în același timp afirmă că nu va renunța pentru nimic în lume la această meserie. Dacă s-o spăria toți, cred că cine să activeze în aceste funcții. Un alt pompier care a fost rănit în acel incendiu urmează să-și primească distincția în cel mult 2 luni, atunci când își va reveni complet. Amintim că nenorocirea s-a întâmplat la sfârșitul lunii noiembrie anul trecut, după ce flăcări uriașe au cuprins un magazin de materiale de construcții din Telenești. Mai mulți salvatori au intervenit pentru lichidarea incendiului, însă tavanul imobilului s-a prăbușit peste ei. 2 au murit, iar alți 2 au fost grav răniți.